Vai, dragii mei, mi s-a întrerupt etalarea. Și eu credeam că va merge totul bine până la sfârșit, pentru că baterie am, e în priză. Dar de ce s-a întâmplat? Va trebui să fac acum partea a doua asta o lecuță mai lunguță, da? Oh, pentru că e neplăcut când se întâmplă acel turn pe care l-am văzut mai devreme. În prima parte, separarea, ruptura, e neplăcut. Trebuie să compensăm în partea a doua, în reconstrucție, într-un fel sau altul. Ideea este, probabil că e un mesaj aici, am zis că trebuie să mergeți cu răbdare înspre dragoste și stimă față de voi. Am zis, tocmai asta spuneam, că trebuie să renunțați la această comoară, la relațiile karmice, la obsesia pentru bani, la obsesia pentru stabilitatea materială. Și ele vor veni. Nu zic că nu vor veni, nu zic că nu aveți nevoie, dar cât timp nu manifestați dragoste față de voi, cât timp nu manifestați din suflet ceea ce vreți să faceți, nu veți simți cu adevărat viața. Și ce vreau să spun, că îmi confirmă ceea ce spuneam. Acest număr al treilea pe care l-ați ales a fost întrerupt din cauza nu a energiei, nu a bateriei, ci din cauza că am uitat eu să șterg etalarea pentru zodia Taurului. Și ce înseamnă zodia Taurului? Exact ce spuneam mai devreme. Obsesia pentru bani, pentru stabilitate fizică. Da? Pentru materialitate, pentru posesiuni, posesivitate. Și aici este, da, cavalerul de monede, care și el are multe monede acumulate încet în timp și trebuie să învețe să iubească și, de fapt, nu să, până să iubească, trebuie să învețe să se iubească, nu să iubească posesiunile, nu să iubească lucrușoarele. Aici o transformare, că tot am văzut moartea, da? A cuiva voastră sau a unui personaj care apare aici în această vibrație. Și când vă veți descoperi soarele interior, atunci veți putea merge cu toată viteza și cu încredere înspre regina de bâte care și ea radiază. Altfel, dacă nu radiați, nu faceți față lângă personajul pe care tocmai l-am descris în prima parte. Da? Independent, vibrant, am văzut steaua, am văzut soarele, am văzut nouă de monede, am văzut regina de monede. Asta înseamnă un personaj care își cunoaște valoarea, care transmite căldură în jur, care are reușite, care se concentrează pe creșterea sa personală. Da? Nu poți să sari din trei de monede, da? Din țesătura aceea comună, în acest spectacol de lumină și culoare. N-ai cum. La capătul setului de cărți. Poate că e cineva cu marcaj în zodia Taurului la care trebuie să renunțați. Marcaj, nu zi musai zodia Taurului. Marcaj. Poate și asta. La capătul setului de cărți, Marea Preoteasă. Eremitul. Opoziția Pești-Fecioară. Spânzuratul. Quadratură între Pești și Săgetători. Toate cărțile astea, inclusiv Puterea, interesant, reprezintă transformare, creștere spirituală. Toate. Toate. Am văzut soarele și steaua. Posibil personajul către care veți merge sau care vi-l aduce viața într-o formă sau alta, este cu o forță spirituală specială. Și cum să o vedeți? Și cum vă puteți bucura de această forță? Dacă vedeți cum ține lumina în mână, cum ține bâta, ce înseamnă tuiacul, sceptru, autoritatea, cum le ține în mână? Și cu voie bună, și cu autoritate, și cu îndemânare? Și conștient.
energia lor. Ca să spun mai puțin, că nu pot să spun totuși prea multe, da? Și atunci, dacă vreți să mergeți înspre acest personaj, sau dacă acest personaj vrea să vină înspre voi, trebuie să se descopere, trebuie să-și descopere lumina, da? Clarificăm 6 de spade. E o călătorie, este o distanță, dar în primul și în primul rând este o detașare mentală de niște ape tulburi. Apele tulburi pe care le-am văzut prin 5 de spade, 7 de spade. Ceva a apărut sau mi s-a apărut mie? Nu a apărut. Ia uite. Regele și regina de pute, interesant. Trebuie să vă redescoperiți focul interior, am zis soarele, lumina, să vă descoperiți focul, spiritul, creator. Nu doar sexual, creator. Ca să puteți să stați lângă această regină de putere. Asta înseamnă reciprocitate, să oferiți de la egal la egal. Să mergeți înspre această autonomie, da? Creați prin energia pe care o aveți, nu prin muncă, nu prin... Da, și prin muncă. Ia uite, împăratul. Și 10 de monede. Iar, din postura de... ce diferență? Din postura de slujbași, ia uite, așa văd eu slujbași. Slujbași, această dragoste, această nouă dragoste. Iar, persoana independentă sau care inspiră, da? Probleme la serviciu, probleme acasă. Și-a rupt copilul păpușa sau nevasta, eu știu, nu mai și-a ars mâncarea antigaie, chestii, prostii sau... S-a oprit apa la bucătărie și vă sună, s-a înfundat chiuveta. Da, din problemele acestea banale, la job, prea mult stres, prea multe responsabilități, drumuri, la. Uitați ce viață, dar arată cărțile, da? Nouă de spade, dureri de cap, stres, alergătură, oboseală, cumpărături, du-te acolo, fă acolo, fă timp să te joci și cu copiii, să mai stai eventual, cât mai poți să mai stai și cu nevasta sau soțul, da? Și apare această dragoste specială. Ia uite, faetonul la drum, la drum. Așa, iute ca vântul. Că și faetonul e cam la fel de iute ca și cavalerul de spade. E o chestiune care ține de mașină, de călătorie. În fine. Și apare această dragoste. Această și dragoste nu musai. Deși cred că este și dragoste și pasiune, cât este o prietenie. Este o prietenie, este o întâlnire cu cineva, da? Care vă atrage înspre o zona voastră sau voi îi atrageți pe voi, vedeți că poate să fie și invers, pe cineva. Învățați să manifestați altfel. Învățați să atrageți lucrurile pe care vi le doriți. Pe care vi le-ați dorit dintotdeauna, nu acestea pe care le trăiți aici. Sau le trăiesc ei. Descoperiți magicianul din voi, în sensul frumos al cuvântului. Nu 7 de spade, cel care minte și falsează și poartă măști, nu. Sau se minte pe el în relațiile acelea karmice, dureroase, plictisitoare. Nu, magicianul care vrea să studieze cum să manifeste abundență, autonomie, autoritate, alături de sufletul său pereche. Și aici este un 10 de monede, alături de un suflet care vibrează la unison cu voi. Nu? Legătura aceasta. Da, e stabilă. Da, tot timpul sunteți pe fugă, tot timpul trebuie să mai faceți una alta, nu? Aici este. Trebuie să descoperiți energia aceasta divină, flacăra aceasta divină, creatoare în voi. Clarificăm regele de bute, totuși, mai dăm o carte pentru regele de bute. Și manifestați, poate,
descoperiți că aveți această mare, mare pasiune, nu musai doar pentru Regina de Bâte, ci să deveniți voi. Într-un anumit fel. Voi știți cum. Ia, extraordinar, steaua, am văzut-o mai devreme. Da, vreți să vă cuceriți perechea divină, destinul, steaua. Probabil personajul acela care strălucește. Dar apar niște blocaje. Va trebui să învățați să le dărâmați, evident. Clarificăm 6 de monede. Ce mai trebuie să descoperiți cu ocazia acestui portal? Ca să aveți încredere sau ca să puteți să manifestați acest foc creator, trebuie să învățați să aveți încredere în Univers, în Dumnezeu, nu doar în voi, ci și în forțele exterioare, ci și în lucrurile paranormale, așa zis paranormale, dar sunt foarte normale. Interesant că vorbeam de paranormal și apare Marea Preoteasă, da? Intuiția. Clar vă doriți acest personaj. Clarificăm 6 de monede. Dacă sunteți voi cei despre care vorbesc, dar poate să fie și o altă persoană. Vedeți cum e. Mi-a zis, lăsați apele tulburi, acea viață banală, ca să mergeți înspre un destin care vă scoate în evidență. Dar voi trebuie să vă descoperiți. 6 de monede. Marea Preoteasă, interesant și nebună. Intuiția vă spune să o luați de la zero. Intuiția vă spune să o luați de la zero și să oferiți măcar cât ați primit. De la știți voi cine. Nu trebuie să zic eu cine. Wow! Împărăteasa! Deci v-ați întâlnit totuși. Am vorbit aici, trebuie să descoperiți regele de foc din voi, împăratul din voi, domnilor, pentru că deja v-ați întâlnit cu împărăteasă. Poate împărăteasa altei persoane, altui împărat, sau poate împărăteasa voastră. Dar distanța dintre voi, își spune cuvântul, și nu doar distanța, niște chestiuni. Ideea este că vă doriți, clar, așa arată tarotul, vă doriți un nou capitol în care iar vă întâlniți, că v-ați mai întâlnit și v-ați simțit regele și regina de cupe, dați la prima parte, v-ați simțit bine împreună, a fost legătură emoțională, profundă, dar această întâlnire a fost o întâlnire, un soi de petrecere, v-ați simțit bine, v-ați plimbat, ați râs, ce ați făcut, da? S-a terminat cu o separare bruscă. Dar, repet, separarea aduce trezire. Trezire. Separarea vă îndeamnă la autodescoperire, la vindecare, la reconectare la latura voastră spirituală. Vă îndeamnă la un nou capitol. Lumea, turnul, da? Final și ceva nou. Dar interesant că acest turn duce și diavolul, pe care va trebui să-l depășiți cu înțelepciune, cu mare, mare înțelepciune, pentru că diavolul înseamnă și o obsesie. Ambiție. Regele de Bâte este ambițios. Cavalerul de Spade e ambițios. Dar dacă manifestați această ambiție din perspectiva egoului, nu știu dacă este bine. Oh, mai dăm o carte pentru zero. Că am zis că vorbesc un pic mai mult, deși a trecut 14 minute. Ce manifestați? Ce vreți să mai... Sau nu că ce vreți? Ce urmează? Deci chiar se va manifesta în aici. Nu este ce vreți voi. Cum se așează energiile cu ocazia acestui portal în așa fel încât veți manifesta lucrurile astea.
nu ține de voința voastră atât de mult, deși ține și de voința voastră, dar ține mai mult de un potențial, dacă vreți să-l folosiți bine, dacă nu, stați în 3 de monede, stați în 10 de monede, că vă stă bine acolo, deși nu prea vă stă bine, parcă vă stă mai bine aici, nu știu, așa vă văd, mai fain. Oh, ce frumos! 9 de spade și regele de cupe. Deci acest 0, interesant, a fost clarificat de 9 de spade și regele de cupe. Regele de cupe, da. Simțiți dragostea. Ați început să simțiți dragostea. Faetonul. Vreți să mergeți. Fuga, fuga, uite. Fuga, fuga. Ori mașina... Mai trăsură, mai are cineva trăsură. Oricum mașina, oricum motocicleta, cu bicicleta, cu tricicleta, cu ce vreți voi să mergeți? Vreți să mergeți iute, iute. Către. Un personaj de care eu zic că v-ați îndrăgostit. Ori, repet, poate să fie invers. Personajul. Acesta. E foarte îndrăgostit de voi și vrea să vină spre voi. Își face griji, ar vrea să vină. Ia uite, își face griji, nu știe. Suferă. Suferă după turnul pe care l-am văzut mai devreme. Și lumea. Și din cauza distanței, și din cauza problemelor pe care le are. Pentru că 6 de monede înseamnă și faptul că, posibil, da, își dorește reciprocitate, vă doriți reciprocitate, dar mai există niște lucruri încă nerezolvate. Faeton. Aici este alegerea, planul. Planul pe care îl faceți sau îl fac ei. Ia uite. Suferă. Sau suferiți. Da? Din cauza acestei stagnări. Dar, la un moment dat, zice, gata. Știți cum e? Cum zice, noi am bat picioarele. Dau un mesaj, mă așez la volan, mă arunc pe motocicletă, mă duc și comunic. Valetul de bâte. E o chestiune de comunicare. Cavalerul de spade, iar comunică. Da. Bag picioarele pe accelerator, da? Mă duc și comunic. Și manifest. Cum? Nu? Cu dragoste, cu credință. Dar trebuie să vă ascultați intuiția. Intuiția vă spune, de fapt. Că ar cam fi cazul să riscați. Zero înseamnă și risc. Da? Pentru că persoana aceea care a venit în viața voastră a riscat cândva. Ia uitați cum se aruncă. Nu stă așa pe margine. Și e singura. A riscat. Interesant că are rochia galbenă. Are încredere. Galben ține de încredere. E interesant că și frezii are și galben și roșu. Și pasiune. Dar una e să ai pasiune, atracție, atracție, chimie, magnetism. Și alta e să ai încredere în tine. Aici încrederea în tine era 9 de cupe. Dar e galben și aici. Bine, acum... Mai spun și eu pentru cei care nu știți simbolistica culorilor. Dar majoritatea, cei care ascultați aici, cam știți. Deci aceasta este partea a doua, îmi pare rău. Dar, apropo, de zodia Taurului, de materialitate care trebuie lăsată în urmă. Din cauza aceasta mergeți greu. Cavalerul de monede merge cel mai greu. În ce direcție? În manifestarea împlinirilor, visurilor voastre. Acolo mergeți greu. Nu că nu faceți bani, ați fi făcut. Sau poate că ei fac. Clarificăm. Ia, curățăm cărțile. Mai dăm o carte pentru numărul 3. O carte pentru numărul 3. Unii dintre voi poate ar trebui să meditați lângă o apă. Acolo vă simțiți pe malul unei ape.
Acolo vă liniștiți mintea și vă conectați la sufletul vostru, la intuiție. Eventual vă puteți conecta pe cale telepatică, intuitivă, cu personajul către care vreți să mergeți. Acolo vă găsiți curajul. Încă un mesaj pentru numărul 3. Ce manifestați cu ocazia acestui portal și ceea ce manifestați se întâmplă într-un anumit timp. Schimbare, change. Interesant, schimbarea, change. 33? 33 să vă spună ceva. Dar schimbarea este reprezentată de roata norocului. Și... care reprezintă numărul 10 sau este reprezentată de numărul 10, încheierea unui ciclu. Ciclul acesta fixat pe materialitate, da? Și deschiderea unei alte etape, n-aș spune musa e ciclu, unei alte etape în viață, în care manifestați. E o mare diferență între a acumula și a manifesta din dragoste, 3 și cu 36. Prin comunicare armonioasă, prin comunicare creativă. Cameleonul, interesant. Și uite, tu ce mai amestec aici? Acum, dacă amestec, mai dăm o carte, ce să zic. Interesant și libertatea. Clar, 9 de monede reprezintă o persoană liberă, dar și, repet, vă inspiră, vă arată calea înspre libertate. Ieșirea din relațiile acelea karmice, monotone, pline de umbră, de plictiseală, da? Într-o zonă plină de lumină. Uite, am vorbit de lumină. Lumina e în voi. Și voi trebuie să mergeți înspre oameni care radiază. Ia uite și portal, apropo, acest portal, într-adevăr, vă atrage mai aproape de lumină. Și poate vă face un pic rebeli pe unii dintre voi. Repet, dacă nu vă simțiți voi aici, poate că sunt personajele sau e personajul care intră în viața voastră. Se eliberează de ceva și vrea să vină cu încredere înspre voi. Alt mesaj. 24, 2 și cu 4. Tu 6. Interesant. Ambele reprezintă 6, 6. Și aveți 6, 6, 6. Mai. 6. 6. E numărul lui Venus. Venus, care marchează zodia Taurului prin posesiunile materiale, dar marchează și zodia Balanței. Care înseamnă echilibru, înseamnă justiție, înseamnă, dar echilibru în voi, aici este. În momentul în care vă găsiți echilibru în voi, puteți să vă bucurați de echilibru și în alte relații. Interesant, ce apare 5. 5 înseamnă și acest 5 înseamnă un soi de schimbare, dar... Iar cred că ar trebui să stați numărul 18, numărul lunii. Ar trebui să stați pe lângă apă, cu cărțile pe care le în natură, pe lângă apă, în mod special. Și să... Da, măi! Să ieșiți de această zonă de umbră, înspre lumină. Eu asta văd în 5. Interesant că și la capătul setului de cărți aveți un alt 5. 5, 5, 5 reprezintă și mare preot, credință. 5. 5 și cu 5 înseamnă 10, roata norocului despre care am vorbit, despre schimbare. Dar aveți foarte multe cărți care reprezintă numărul 6 al lui Venus. În diferite ipostaze. Venus plină de compasiune. Venus
care nu poate să stea în energie toxică, are nevoie de armonie, merge înspre zone senine, înspre persoane senine, înspre persoane optimiste, înspre vindecare. Și Venus care oferă. Pentru că Venus, reprezentând dragoste, dragostea trebuie primită, dar trebuie și oferită. Și aici este latura balanței, echilibru. Nu poți doar să primești, trebuie să și oferi. Da, trebuie să ieșiți din umbră. Sunt două cărți și puțin, da? Și aici ieșirea din umbră înspre lumină, ieșirea din umbră, tot ca un soi de portal și aici, da? Că tu vorbeam de portal de 4-a 4-a. Goblins, spirit, duși, spirite, nu? Spiritele naturii. Un sfat pentru numărul 3. Un sfat pentru numărul 3. Ce frumos e calul ăsta, wow! Îl iau pe ăsta. Ia uite, conectați-vă la divinitate. Ia uite aici ce face regele de cupe. Faci un pic de meditație, învățați să faceți, orice zodie sunteți, nu mă interesează ce zodie sunteți, învățați să faceți meditație. Trecând peste energia unei persoane care vine spre voi sau pe care o atrageți, dacă faceți pașii peste despre care am vorbit, atrageți această energie. Masculină, feminină, într-o formă sau alta. Dar, luna nouă în pești, e o chestiune de conectare la intuiția voastră. Și cum faceți dacă nu prin meditație, dacă nu prin vis? Și Scorpion, aici sunt eu. Luna nouă în Scorpion. Mergeți în profunzimile ființei voastre și descoperiți acel rege, acel împărat, acea stea. Descoperiți-vă destinul. Până la a vă duce înspre persoana predestinată, descoperiți-vă voi destinul vostru personal. Pentru că degeaba te duci la persoana predestinată, care știe ce-i cu ea, care e misiunea ei în principiu, dacă voi nu v-ați descoperit, nu? Degeaba. Ah, interesant, ce mai vine un mesaj. Calmați-vă un pic emoțiile în cazul în care aveți așa o prea mult foc, da? Că de-aia ați ales numărul acesta, da? Că aveți așa un pic de pasiune în exces. Dar redirecționați-o! Regele de bâtă, redirecționați-o înspre împlinirea sau descoperirea destinului vostru, vindecarea de traume, de viața aceea despre care am tot vorbit până acum. Sper că v-a plăcut, dragii mei, chiar dacă s-a întrerupt. Și nu uitați, faetonul merge către stea. Frumos! Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ceau, ceau!